Iată un mesaj emoționant transmis de fratele Bogdan Ionescu. Omenește, mă simt mâhnit, aflând vestea trecerii la cer a pastorului Ionica Căcălin. Mă doare chestia asta, parcă de astăzi lucrarea creștină între romi e mai săracă. El care a slujit așa cum s-a priceput mai bine să ducă vestea bună a Evangheliei în atâtea locuri. A slujit localitatea natală Slobozia Bradului, unde a fost pionier în slujirea lui Dumnezeu, a pus umărul la râmnicul sărat, la Râmnicelu, prin București și în multe locuri pe lângă București. A avut o familie frumoasă și copii ca săgețile în tolba unui războinic. A format în familie o echipă de slujitori devotați în cântare și slujire cu cuvântul lui Dumnezeu. Eu știu doi gineri destoinici, pastori cu râvnă de evangeliști, pe Nixon Augustin Codreanu, pe Macioci Pastor Fane, apoi pe feciorul lui, pe Petru Călin și pe toți ai lui din Neam. A reușit, poate uneori cu stângăcie, să aducă vestea bună a Evangheliei pe la politicieni și până la interlopi. Mă gândesc acum cine o mai face asta. A umblat să predice cuvântul în locul răufăimate, unde alții nu s-au dus. A reușit să aprindă o lumină a cerului în cel mai rău famat cartier al Bucureștiului, în Ferentari, unde oamenii îl stimau și îl simpatizau. E mai săracă parcă lumea creștină de pe la noi fără Ionica Călin. La revedere în ceruri, pastore Călin. Dumnezeu să vă mângâie mult. Distribuie și abonează-te pe canalul nostru de YouTube, Hrana Ta.